În cadrul unei conferințe de presă organizată ieri de Blocul Național Sindical, președintele BNS, Dumitru Costin, a declarat că sindicatul va sesiza Comisia Europeană asupra incertitudinilor pe care le aduce legea pensiilor în România. A fost sesizat deja Comisarul European pentru Muncă, a mai declarat liderul sindical. În urma unei analize a legii ce urmează să fie votată luni, 20 noiembrie, singurii care beneficiază pe termen scurt sunt actualii pensionari aflați în plată, deci nici vorbă de soluția pe care o așteptau angajații din România, mai spune liderul de sindicat. Vom sesiza Comisia Europeană în România asupra incertitudinilor pe care le aduce această lege. Am sesizat deja Comisarul European pentru Muncă. Singurii care beneficiază pe termen scurt de acest proiect sunt actualii pensionari aflați în plată. Nu pare să fie soluția pe care o așteptau lucrătorii din România. Pregătiți-vă că în 2030 va fi crescută din nou vârsta de pensionare, așa cum arată lucrurile odată cu adoptarea proiectului. Menționat președintele Blocului Național Sindical. Dumitru Costin a anunțat că BNS, afiliat la Federația Europeană a Sindicatelor, va participa în data de 13 decembrie la protestul organizat de sindicatele europene la Bruxelles împotriva măsurilor de austeritate pe care Parlamentul Uniunii Europene le analizează.